Bună ziua tuturor! Ne aflăm în localitatea Cerâșa, merge să o surprindem pe doamna Elena. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă, iar fiica, Claudia, a vrut să-i facă o surpriză prin intermediul nostru. Merge să-i urăm la mulți ani, să-i oferim câteva daruri și, bineînțeles, să-i vedem reacția. Am sărbătorit aici. Da. Ies afară, Elena. Doamna Elena! Sunteți căutată, bine v-am găsit și la mulți ani! Sunt era surpriza la domiciliu să las ceva drag, ne trebuie la dumneavoastră să vă spunem la mulți ani și să vă felicităm. Vreau să vă întreb de la cine bănuiți că e această surpriză. Cine credeți că au făcut aceste cadouri? Este nimic, doamna Finarine, a mămărul de care aveți ridicat, și la final vă spune, măi, sau poate vă dați dumneavoastră seama singură. Hai să mă un pic mai jos. Contractă mai jos. Ah, s-a și mai jos, mai... Îi vedeți dumneavoastră, vă rog. Mai am câteva cadouri. Dacă nu vi le arăt, până mai acolo, da? Vreți la la mulți ani, măicuța mea.
toată, îți urezul la mulți ani din partea bunicei mele, al tatălui meu. Și te iubesc foarte, foarte mult, chiar de astăzi, de ziua ta, nu pot să-ți fiu alături, dar inima te por cu mine, toată viața și am să te iubesc până la sfârșitul vieții mele. Te iubesc și bunica mea și tatăl meu. Și îți urezul la mulți ani. La mulți ani, mama mea, te iubesc din tot sufletul meu. Îți urez multă sănătate, fericire și tot ce îți dorești mai scump pe lumea asta. Te iubesc enorm de mult, fica ta. Mulțumesc, fata mea. Dacă doriți dumneavoastră să le transmiteți câteva cuvinte. Ce doriți să le transmiteți? Îi mulțumesc. Acum să nu vadă ce doriți. Îi mulțumesc. Fete mele, Claudia, că mi-a făcut această surpriză să ne așteptate. Aș fi dorită mult mai mult ca să fie lângă mine. Și e. Păcate, anul ăsta nu. Dacă a venit la dumneavoastră și alături de dumneavoastră, cum să fie? Sperăm. Pe cât timp am venit noi aici, 100% scrieți la sufletul dumneavoastră. Vă rog și ne la mulți ani, multă sănătate, fericire și să vă reîntâlnesc cu bine!